Astăzi, preasfințitul părinte, episcopul Macarii, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. La slujbă au participat credincioși din capitala Suediei, precum și tineri veniți din Danemarca și Norvegia. Slujirea de astăzi a fost un prilej pentru ca tinerii din centrul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei, veniți din cele trei țări scandinave, să se întâlnească și să se cunoască mai bine. Câțiva dintre ei au primit din partea părintelui episcopul Macarie medalia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Misiunea Bisericii cu voi, tinerii? nu este o opțiune, ci este o necesitate. Sunteți tineri din Norvegia, din Danemarca, din Suedia, unii dintre dumneavoastră ați primit astăzi și medalia Sfântul Voivod Ștefan cel Mare a Centrului pentru Tineret, al Episcopiei noastre ortodoxe române, a Europei de Nord, îndemnându-vă să fiți permanent în slujire, în slujire euharistică, aici la Dumnezeescul Jărfelnic, dar și în slujirea liturgiei de după liturgie la altarul fratelui. Mâine erașul va sluji Sfânta Liturghie de Hram în parohia românească ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm.